nou aspirator de la Bosch, firmă. Ce se vede? Bosch 100% profesional. Salutare și bine te-am găsit la un nou video de aici, de pe canal. Aici am un internet de viață de pe șantier și, după cum ați văzut și în intro, astăzi vă prezint șlefuirea pereților, vă prezint acest aspirator minune, un aspirator de la MAC, după cum ați văzut în intro, care tocmai a rulat, un aspirator care nu e dedicat pentru această operațiune, pentru șlefuirea pereților, dar noi am zis să încercăm, având un cost mult, mult mai mic față de aspiratoarele profesionale speciale pentru gama asta de girafe, dacă putem să le spunem așa, de șlefuit. E un aspirator undeva în jur de 400 de lei am dat pe el. Îl folosim cu sac, are sac în interior, o să vă arăt imediat, o să desfacem, o să vă arăt interiorul lui. Sunt mai mult decât mulțumit deocamdată. Deja l-am folosit la partea de sus, mansarda este în totalitate șlefuită și sunt foarte mulțumit de el. Spun asta pentru că în trecut am mai avut un aspirator, tot așa din gama semi-profesională, cumpărat, nu mai știu, nu-i mai dau numele magazinului, cumpărat dintr-un magazin, era produs doar pentru acel magazin, dar am fost total nemulțumit. Era aspiratorul ăla la modul în care ridicam portbagajul și aspiratorul sărea singur în mașină, de câte ori l-am dus în garanție. Băi, sunt conștient că nu-i făcut special pentru această operațiune, dar cred că ar trebui să funcționeze măcar o săptămână. Ăla nici măcar o săptămână nu a funcționat, după cum v-am spus, îl țineam numai în service. Așa că tura asta m-a achiziționat de la MAC, sunt plăcut surprins, calitatea materialelor este bună, nu vreau să-i laud, nu am parteneriat, nu am absolut nimic, spun doar ceea ce văd eu aici în șantier. Este achiziționat de curând, n-am vrut să-i fac review, dacă îi spun așa, sau n-am vrut să-mi dau cu presupusul de la început, am zis întâi să-l testez. L-am testat la partea de sus și funcționează foarte bine, puterea de aspirare e destul de bună, are 1400 de W. O să vă las niște specificații pe aici, pe undeva, să vedeți exact modelul de aspirator. Nu avea niciun rost să vi-l prezint la început, să vă spun eu minciuni, să vă spun nu știu ce aburel. Trebuia să-l testez și să văd exact ce poate capul, dar sunt plăcut surprins. Și în cele ce urmează o să vă arăt cum îl pun la treabă, el fiind din gama semi-profesională, arată cam așa, vedeți că are priză, acum focalizarea mea nu funcționează chiar extraordinar, are priză cu el, în momentul când folosim un șlefuitor sau o bormașină, un circular, ceva, îl punem în priză direct la acest aspirator, în momentul când pornim scula cu care lucrăm, va porni automat și aspiratorul. Când vom opri unealta cu care lucrăm, automat și aspiratorul mai funcționează încă câteva secunde după ce oprim noi unealta cu care lucrăm, dar după câteva secunde o să oprească automat și aspiratorul. Asta este o funcție. Are și funcție prin care putem să-l pornim și să-l oprim când vrem noi, dar este mult mai comod această funcție în care îl punem pe automat. Când pornim ustensila, pornește și aspiratorul singur. Aici avem un șlefuitor, o să vă prezint și pe ăsta, tot așa din gama semi-profesională, dacă pot să-i spun, pentru că astea de la firmele de top, de la Bosch, de la Festool, de la celelalte firme care se mai ocupă cu așa ceva din gamele profesionale sunt enorm, enorm de scumpe. Cel puțin pentru noi
care nu lucrăm totdeauna numai interioare, noi interioare, nu știu dacă am spus până acum, facem doar în perioada de iarnă, când nu putem să facem în exterior, nu putem să ridicăm case, așa că facem interioare. Și dacă nu lucrăm totdeauna, nu putem să investim 2.500-3.000 de euro într-un aspirator și un șlefuitor din ăsta profesional. Așa că noi folosim, acesta este un șlefuitor, este achiziționat din Germania, de la B1, sau nu știu cum se spune exact în germană, de la B1, nu știu cum să focalizez camera, B1 a mai fost folosit la vreo câteva casă, funcționează nemaipomenit, chiar dacă motorul îl are aici, cel mai indicat e să aibă motorul undeva în partea de jos pentru a nu fi afectat de praf, dar acesta, în ciuda acestui aspect, funcționează foarte bine de când l-am achiziționat. Aici are un cap maleabil, am funcția asta de focalizare. Haideți că am scos funcția de focalizare. Are aici, ca să pot să vă arăt cu exactitate, un cap care se umulează exact pe perete. Dacă peretele vostru prezintă formațiuni de dealuri, formațiuni de munți, de ce aveți voi acolo, acest șlefuitor se mulează exact după perete. Ceea ce vă permite să mergeți și acele reliefe să rămână acolo la locul lor, să nu le îndepărtăm. E foarte bine gândită chestia asta și e foarte practică, pentru că, lăsând gluma la o parte, când mergi cu peretele, ăsta, mânerul, îl dai în sus, în jos, îl îndrepți, depinde de situație, de spațiul pe care îl ai. Și chestia asta, care se poate înclina în stânga, dreapta, sus, jos, e foarte utilă atunci când șlefuim. Dar cam atât cu vorba, trecem la treabă și vă arăt cum funcționează atât șlefuitorul, cât și aspiratorul. Hai să dăm drumul la treabă. Haideți să vă arăt acum cum pregătesc aspiratorul ca să-l băgăm la treabă. L-am pus aici pe o bancă de asta mai înaltă ca să vă arăt toată operațiunea. O să vă arăt, am aici un sac. L-am pregătit. Un sac de 30 de litri, ăștia se cumpără separat. Un sac în interiorul aspiratorului pentru a prelungi viața lui. După cum v-am spus, praful care rezultă în urma șlefuirii e un mare dușman al motorului, așa că punem sac ca să prelungim cât mai mult funcționarea lui. Scoatem capacul. Aici are filtru, un filtru detașabil care se poate scoate. Ăsta e filtru pentru praf, pentru aspirare normală a prafului. Și are și un filtru special pentru aspirarea umidității, pentru că asta aspiră atât uscat cât și umed. Deci ăsta e filtru, ăsta trebuie scuturat foarte bine dacă cumva se îmbibă cu praf. Aspiratoarele care sunt profesionale, special conceput pentru aparatele astea de șlefuit, am înțeles că ar avea un vibrator aici înăuntru care vibrează în continuu acest filtru și îl automat îl curăță. Dar astea, semi-profesionale, nu au așa ceva, așa că trebuie să le curățăm noi manual. Ăsta e sacul, se introduce aici înăuntru, are un fel de garnitură aici, dacă se poate vedea. Asta intră fix acolo și asta e tot. Ei se montează foarte, foarte ușor. Am pus sacul. Suportul ăsta pentru că nu stădea. Imediat ce intrăm la treabă cu el, o să-i pun roțile înapoi. Acum vreau să vă arăt. Am aici șlefuitoarea. Am prezentat-o anterior.
cu șmirghel care se desface. Asta e un șmirghel de 100. Voi puteți să folosiți șmirghel de cât vreți, de la 80 până la 220, 240, nu știu, depinde de cum este tras gletul în cameră, depinde de gletul care este aplicat, pentru că fiecare glet are duritatea lui și necesită un anumit tip de șmirghel. Voi vedeți ce fel de glet aveți și ulterior puteți să încercați undeva într-un colț și vedeți dacă nu scrie pe sac granulația care trebuie și lefuit, încercați și vedeți până ajungeți la rezultatul dorit. Deci ăsta e șmirghelul, ăsta se atașează din mașină prin scai. Din ăsta și cu ăsta să șlefuiești. Deci foarte simplu. Pentru că brațul la această mașinărie de șlefuit este destul de scurt și trebuie ținut oarecum mai, în poziție mai incomodă la înălțime. Dar, oricum, această mașinărie rezolvă treaba mult mai rapid decât manual și de 10 ori mai ușor decât a șlefui manual. Manual o să vă arăt imediat, nu am acum, dar o să mă aduc imediat să vă arăt. Există niște dispozitive pe care se poate aplica șmirghel și puteți șlefui manual. Dacă aveți o bucată micuță de șlefuit, de perete sau încăperi, nu trebuie să achiziționați o asemenea mașină pentru că e costisitoare pentru buget, dar puteți achiziționa, stați să vă arăt acum, așa ceva, am revenit. E un dispozitiv destul de ieftin, 13 lei, n-am avut mai multe din astea, dar s-au distrus, s-au deteriorat, s-au rupt. Vedeți, are o chestie din asta. Aici e fața unde se pune șmirghelul. Are o prindere destul de rapidă, cu clamele astea, putem să le spunem așa, cu fluturaș. Prindem, e destul de greu să pun acum cu mânușa pe mână. Prindem șmirghelul, aici șlefuim manual. Foarte important la șlefuit,
Când începeți acest procedeu, o să întâlniți anumite zone unde aveți găurele rămase în suprafața peretelui de la operațiunea când ați tras gletul. Nu trebuie niciodată să insistați cu șmecherul până scoateți acea gropicică, dacă îi spunem așa. Ceea ce adâncimi care există în suprafața peretelui, le înfermăm cu creion, venim ulterior cu gled, le ascultăm. În momentul în care noi șlefuim și încercăm să scoatem acea imperfecțiune, vom adânci mai tare suprafața și vom face mai rău. Deci, unde întâlniți gropi în suprafața sau gropi, mă refer la ceva infim, de câțiva milimetri adâncitură în perete, în gled, nu insistați cu șmecherul. Trebuie neapărat însemnat locul, pentru că nu o să le mai știți pe perete locul unde se află, însemnați făcut un X micuț acolo și veniți cu adeziv, cu gledul pe care ați tras de finisaj, veniți cu un șpaclu și le astupați pe toate. V-am spus că dispozitivul ăsta nu este scump, în niciun caz să nu folosiți șmecherul direct pe mână. Pentru că mâna va copia terenul și vor rămâne de nivelări, vor rămâne o catastrofă în urmă. Când vă veți pune becul paralel cu peretele, o să vedeți că treaba nu e bună. Deci, un dispozitiv din ăsta, 13 lei, ați spus, are o talpă destul de dură, care vă permite să iasă o suprafață cât mai dreaptă, cât mai plană. Indicat, e de șlefuit cu un dispozitiv cât mai mare. Pentru că cu cât este mai mare dispozitivul, cu atât acoperă o suprafață mai mare și nu va lăsa urme, adâncituri în suprafața peretelui. Chiar și asta, dacă insistăm, va rămâne o porțiune intrată mai câțiva, deci e vorba de microni, câțiva microni mai în interior sau mai în exterior. Deci, indicate cu o șlefuire mecanizată, dar nici asta nu e dăunătoare peretelui dacă se face corespunzător. Ați văzut, nu trebuie să stați acolo, să insistați în continuu. Eu cu această mașinărie m-am plimbat stânga-dreapta, stânga-dreapta, până am ajuns la rezultatul dorit. Chiar dacă sunt imperfecțiuni și acolo trebuie insistat, nu stați cu mașinăria poziționată așa câteva secunde ca să scoată, pentru că o să ajungă la stratul din călcare, la gletul din călcare și nu e în regulă. Deci trebuie să purtați stânga-dreapta, chiar dacă o faceți manual, chiar dacă o faceți mecanizat. Ați văzut, am un bec aici în spate, care l-am pus paralel cu peretele. Aici în geam o să vă arăt imediat, am pus niște plăci de polistiren pentru a închide lumina, pentru a nu permite lumina, nu am pus în totalitate, dar pentru a întuneca pe cât posibil camera. Dacă lumina e foarte mare în cameră, nu veți vedea toate imperfecțiunile de perete. Așa procedez eu. Fiecare procedează cum dorește, dar pentru a observa cât mai bine imperfecțiunile, am redus lumina în cameră, am pus două proiectoare paralel cu peretele. Aici depinde. Sunt șlefuitori din astea care au LED-uri pe talpa care șlefuiește și vedeți în momentul când șlefuiți fără a pune un bec paralel. Dar aceasta nu este una profesională, așa că nu are. Și folosim două proiectoare, dar lumina e destul de puternică și eu cred că își face treaba cu brio. Haideți să vă arăt și rezultatul. Cum o ieșit, să vă arăt diferența între șlefuit și neșlefuit. Nu știu cât o să observe, pentru că, vă dați seama, camera telefonului nu poate surprinde atât din detaliu. Aici, în partea dreaptă, este șlefuit, în partea stângă nu este șlefuit. Nu știu cum să dau ca să vadă camera. A început deja să licăre ecranul, pentru că lumina e destul de puternică. Dar dacă nu se vede pe filmare, trebuie să mă credeți pe cuvânt că diferența e enormă între șlefuit și neșlefuit. Și v-am spus că lumina e indicat de pus paralel cu peretele, pentru că dacă o puneți să bată din față sau, nu știu, doar becul din cameră îl aprindeți, nu o să vedeți imperfecțiunile. După ce am trecut prin toate operațiunile astea de șlefuirii, ați văzut cum am montat sacul în aspirator, le-am pregătit de muncă, am șlefuit,
am terminat o cameră sau, nu știu, a trecut deja o oră de când șlefuim, v-am spus că eu curăț sculele pentru că dușmanul lor e praful. Așa că haideți să vă arăt cum curăț eu sculele pentru a prelungi viața lor. Wow! Am preluat comanda, uite că am ieșit afară, am ieșit la soare, dar mi-a scăpat vântul. Dar nu pentru vânt v-am adus aici, vreau să vă arăt aspiratorul și mașina de șlefuit, dar și compresorul acolo. Pentru, sper să mă auziți că bate vântul destul de tare, am o protecție la microfon, dar nu știu cât ajută protecția asta. Pentru ca sculele noastre să dureze cât mai mult în timp, pentru că lucrează în condiții destul de grele. Praful ăsta de la șlefuit li termină la un moment dat, am ce bate vântul. Spuneam că praful ăsta de la șlefuit intră peste tot, pe la motor, prin toate orificiile, e atât de fin și atât de problematic și la un interval de timp, la câteva ori, la după ce terminați o cameră sau nu știu, vă setați voi o anumită oră, eu am un compresor, le scot afară și le suflu. Atât aparatul de șlefuit. De aici suflu motorul, suflu tot angrenajul care îl are acolo, cât și aspiratorul. La aspiratorul desfac, scot filtrul, suflu absolut tot pentru a prelungi viața sculelor. Dacă lăsăm să îmbâxească cu praful din ăsta, e foarte problematic și o să ardă sculele la un moment dat, să vor arde, nu vor mai funcționa, pentru că se depune tot praful ăla și se încinge și în câteva săptămâni moare. Am finalizat cu living-ul, am finalizat și cu partea de sus, cu holul, mai avem doar bucătăria de șlefuit, restul e șlefuit în totalitate. Mai urmează acum să intrăm la șlefuirea manuală, aici unde avem îmbinările dintre perete și tavan, îmbinările dintre pereți, deci unghiurile astea de 90 de grade nu pot fi șlefuite cu șlefuitoarea asta mecanizată, așa că o să o șlefuiesc manual. Dacă n-ar intra în cadru și cablul ăsta de la microfon, ar fi tare bine. Am remediat problema. Deci v-am spus, am finalizat. Ați văzut aspiratorul, stați să-l întorc. Vă prezint un aspirator de la MAC, de care sunt foarte mulțumit. Ați văzut pamfletul de la început, e un fel de Bosch la preț de MAC, deci nu e special pentru treaba asta, pentru șlefuit, dar văd că se prezintă destul de bine. V-am spus, eu am mai avut un aspirator la o altă firmă care m-a dezamăgit, dar ăsta și materialul din care este confecționat sunt mult mai bune decât la celălalt. Ați văzut, puneți becul paralel cu peretele ca să aveți o lumină cât mai bună și îi dați drumul la treabă. Ori mecanizat sau dacă nu, manual. Depinde de situație, depinde de suprafața pe care o aveți de șlefuit. Asta fiind spuse, aici se încheie video de astăzi. Sper că ți-am arătat lucruri interesante și astăzi. Nu uita, lasă un comentariu mai jos cu sugestii, reclamații sau ce vrei tu acolo în secțiunea special dedicată. Dă-mi un like, dă un share clipului, împărtășește cu prietenii tăi experiența mea din șantier de zi cu zi. Eu am fost Cătălin, iar până data viitoare, la revedere și spor la treabă!